bună seara, mai exact, Jimmy, Dab și Luz. Bine ați venit la Kiss FM. Bună seara și bine v-am găsit la Kiss FM. La Kiss Kiss in the Mix. De mult să-mi zic voi, să-mi iau vocea asta de radio. De voiceover, nu? A, foarte bine. Jimmy, Dab, știm de mulți ani. Săruna, Luz, bine ai venit. Bună seara, bine v-am găsit. Voi doi, de altfel, împreună, înțeleg, nu? De 5 anișori, așa frumos, nu? Exact. Pe 5 martie împlinim 5 ani oficial. Pe 5 martie oficial, pe 24 februarie de Dragomete. Ne-am cunoscut. V-ați cunoscut. Da. Foarte frumos. Pentru că pe 24 februarie ați lansat și videoclipul piesei de astăzi, nu? La Istoria se numește. Exact. Păi ce să mai, acest, noi ți-am zis, astăzi am mai vorbit cu Olix despre tine și despre voi, acest Maluma de România, da, nu? Da, aia sughițam eu mai devreme. Pentru că ai unii avut... zic J Balvin, unii zic Maluma. Cum, ai avut acum câțiva ani piesa Ese Amor, pe care am pus-o astăzi după ora 6 la Olix în emisiune, care face în locul lui Nico. Mă rog, e o întreagă poveste. Da. Ese Amor, peste 115 milioane. Exact. Chiar... Deci, asemenea performanțe și asemenea zerouri, numai la hiturile internaționale se întâmplă. Din fericire, da. Din păcate, pardon. A prins piesa foarte bine, încă face vizualizări chiar și după atâția ani de zile. Face cam 1 milion la o lună, o lună și un pic. Foarte tare. Exact, dar așteptăm concertele alea mari de pe stadioane. Alea mari care să sperăm că vin din aprilie încolo. Exact. Hai să vorbim și cu Luz, să rămână. Bună seara. Ești în proiect cu iubitelul tău de 5 ani, nu? Da. Și da, voi scrieți împreună, compuneți, faceți muzică, faceți piese. Ați mai avut piese în afară de asta? Voi am doi avut în proiect? Două piese. Încă două, da? Da. Asta e cea mai recentă, așa, bombă pe reggaeton, cum trebuie. Da, este ultima. Okay. Și vreau să specific, este în colaborare cu Roton și The One Latin Records. O găsiți pe canalul Roton, să o ascultați acolo, pe Spotify și pe toate platformele de muzică. Super tare! Hai să vorbiți despre piesă, despre ce e vorba în ea, că voi ați compus-o. Aici vorbiți cu ea, pentru că ea a scris textul piesei. Da, am văzut, Luz este trecută acolo la text. Despre ce e vorba în cântecul ăsta? De dragoste latin, cumva, în reggaeton, nu? Da, este o poveste de dragoste. Exact în primul vers este specificat că povestea spune că este vorba despre o fată care s-a îndrăgostit de un băiat și... De Maluma. Chiar îi place de Maluma. M-a nebunit, dar la concerte sunt în primul rând, oricum. Am înțeles, da, Maluma, de, adică vorbeam de Jimmy. Da. Da. Bun, foarte frumos. Ce să mai, eu zic să dăm cumva play piesei. Să-l facem gelos pe Maluma, care vine în aprilie. Da. Să știe că avem și aici Maluma al nostru, care nu doar cu numele, ci face și performanțe pe YouTube și pe platforme, împreună cu Luz. Hai să dăm piesa în premieră la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Se numește La Istoria. Atenție, are doar 2 minute și un pic, pentru că așa trebuie să fie în ziua de azi, piesele scurte. Exact, să mai dați play încă o dată, să o ascultați cu atenție și să vă uitați și la videoclip, pentru că este foarte tare. Vorbim despre videoclip imediat după ce ascultăm piesa La Istoria. Jimmy, Dab și Luz în premieră la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Boxele la maxim! Historia va así, que un amor vivió aquí. Y yo también leí de una niña que un cabrón creí. Pasó en una noche en fría, que le iba a hacer la vida fría. Entonces no pudo entender lo que viene fácil, fácil se pierde. Una silla atrás del campo, un agua de la luna clara. Una silla atrás del campo. Yo no quería mentirte. Fue el error mía. Me escondí de que sentí. El amor está así, así, así. 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 Si tú no quieres, no me confía. No te pido nada más. Pero no te pude olvidaría. Y no lo intentaría. El amor está así, así, así. 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 No me sirve atrás del campo. Lose.
Da, foarte tare. Asta este piesa Jimmy Dab și Luz la Istoria în premieră la Kiss FM, la Kiss Chestii de Mix și ne-am întors cu ei în studioul Kiss. Foarte mișto piesa, exact pe genul ăsta care se cântă acum frumos, elegant, reggaetonul la internațional, nu? Mulțumim frumos, doamne, și pe asta țintim să facem ce... Eu vreau să duc, eu visul meu, să aduc reggaetonul făcut de un român pe radio. Aha. Afară l-am reușit, vreau să-l aduc și în România să, oh, okay. Să adică sune cât mai de acolo. Nu te dai bătut, o să continui, nu? Nu, dau de, nu, nu, nu. Deci următoarele piese ale voastre sunt în același sound, cumva? Sau ale sunt mai mele multe cu genuri? Siguranță, da. Ea mai... Următoarea piesă este un trap la mine. A, Luz vine și cu trap. Adică voi aveți și proiectele voastre separate și împreună, da, să da, înțeleg. Da, da, da. Noi, astea, noi avem proiectele separate, nu este o trupă. Noi am colaborat, ne-am întâlnit prin casă și am zis, băi, hai să facem ceva mai mult, să noi fructificăm. Având proiectele noastre, hai să facem și unul împreună, nu? Exact. De ce nu? Da. Și okay. La evenimente suntem împreună și în BOA ne găsiți tot împreună. Da, am înțeles că lucrați acolo, rezidenți, foarte frumos. Bun, hai să-mi spuneți despre videoclip. Cine vrea să-mi vorbească? Să o lăsăm pe Luz, nu? Sau Jimmy? Eu care... spun fazele comice, da. Dacă vrei spune mai videoclipul serios. La Istoria îl găsiți pe YouTube. Îmi spui de faza cu sticla, pentru că vreau să te întreb, cum e? Era sticla reală sau sticla din aia cinematografică de zahăr? Era cinematografică, exact. Bine, uite, vezi cineva care știe. Am umblat mult să caut sticlele alea. Din, au fost două. Una mi s-a spart în mână când am aruncat-o. Și a rămas cu una singură la filmări? Și a rămas cu una singură, dar ce crezi? Sticla era mai groasă decât prima. Și când i-am dat în cap lui Iulian, prietenul meu, care a jucat rolul de bad boy, chiar i-am crăpat un pic. Oh, da. My god, au greșit. Eu am crezut să... că face la Caterinca, știi? Și da, când am văzut că i-a dat sângele, gen... Au greșit proporția de zahăr la sticlă. Cred că erau sticle de spart altfel, nu în cap. Ah, pe jos sau pe probabil. Pe jos sau ceva, da. Și unde l-ai găsit, pe net sau cum? Nu, m-a ajutat un regizor și m-am dus să le iau de la... Da, trebuie să vedeți în videoclipul piesei La Istoria cu Jimmy Dab și Luz secvența în care se sparge o sticlă. Eu m-am gândit că e cinematografică și acum aflăm că era ultima bucată rămasă. Deci dacă nu ieșa secvența aia, ce făceai? Nu știu, dar prima am luat o parte din prima sticlă când am aruncat și am tăiat cu impactul de la a doua, dar l-a fost și mai puternic impact. Foarte tare, incredibil. Da. Bun, ce mai pregătiți și împreună și separat? Spune tu. Piesa Trap, cum se numește? Poți să ne spui ceva din ea, să ne dezvăli? Momentan nu știu cum se va numi, am doar instrumentalul. Aha, urmează să scrii versurile. Să sperăm. Trebuie să găsim solistul potrivit întâi. Da, l-avem în plan. Deci Luz scrie versurile așa cum se întâmplă și în piesa și de astăzi produce, La Istoria. Și așa produci singură. Tu și produci, adică exact, stai pe instrumental, pe sound design, da, cum se numește? Da. Piesa Foarte W, de exemplu, este produsă în totalitate de ea. Și... cea care urmează să o lansez. Super tare! Asta mi se pare o chestie genială, pentru că, în primul rând, sunt puțini artiști care și produc, dar cu atât mai mult și mai puține fete să fie producători. Eu n-am întâlnit până acum fată. Am întâlnit-o pe Eneli. Asta m-a motivat foarte tare. Noi, când ne-am cunoscut și am spus că vreau să fiu DJ, dar vreau să pun și piesele mele, el mi-a explicat că trebuie să fiu și producător, iar fetele nu prea fac chestia asta. Da. Zic, da, perfect. O să fiu printre primele pe care tu le cunoști să fac asta. Mai ales pe genul tău, pe trap, pe și pe latino. Da, nu cred că am un gen anume. În general îmi place muzica frumoasă. Excelent. Cred că ești a doua după Eneli, pentru că am avut-o pe Eneli invitată ieri seara la noi la Kiss Kiss Dynamix și ea s-a apucat să producă frumos. Foarte tare. Nu știu, nu credeam că... Da, foarte frumos, succes. Da, e o chestie de obicei preluată de bărbați, dar nu că fetele n-ar putea și mi se pare super interesant jobul ăsta de sound design. Știi că mi-a spus cineva, cine m-a și învățat să produc, să zicem așa, că sunt foarte multe femei în afară care fac treaba asta și sunt foarte bine plătite. Bun, ar trebui și România să spargă gheața, deci, nu? Da. Așa cum Jimmy vrea să aducă reggaetonul pe radio în România, așa tu vrei să spargi gheața cu fetele care produc muzică, instrumental, da, care susțin. Sunt în studio. Le susții, să ridicăm pancartele pentru ele, să spargem gheața, Doamne, și ajută. Să revenim la anii în care știi că România era mare exportator de muzică. Da, știu, și acum este, pentru 2010, da? Da. Foarte mulți talentați. Dar ca atunci, nu știu dacă se mai exportă. Ce vrei, asta e. Da, bun, foarte tare, o discuție super interesantă, mulțumim mult pentru prezență. Mulțumim și noi. Mulțumim Jimmy, da, mulțumim Luz. Foarte mișto piesa La Istoria, vă dorim succes cu ea. Doamne ajută. Foarte mișto și foarte interesant videoclipul. Îl găsiți pe YouTube? Îl găsiți pe YouTube și vă așteptăm și pe Instagramele noastre, Jimmy Dab și I'm Luz Queen. I'm Luz Queen. Oh, ce frumos sună. Bun. Mulțumesc.
Baftă maximă și super seară. Mulțumim, Jimmy și Luz. Hai să ne întoarcem la party. Mai avem încă o oră de Kiss Kiss in a Mix în seara asta la Kiss FM. Your number one hit radio.